bun găsit! Cei care urmează să susțină proba practică pentru a obține dreptul de a șofa trebuie să aștepte în jur de 2 luni și jumătate, a anunțat prefectul de Suceava, Mirela Domnicăi. Acest test se susține de regulă în municipiul reședință de județ, iar cu titlul de excepție în celelalte municipii. Potrivit prefectului Domnicăi, în ceea ce privește implementarea dosarului de examinare pentru proba teoretică în vederea obținerii permisului de conducere, aceasta este de o zi, iar în ceea ce privește programarea pentru examinarea la proba teoretică, aceasta se face în aceeași zi în care se susține proba. Practica aici este fără programare, te-ai prezentat și pe măsură ce se eliberează câte un calculator, deci este în ziua în care te-ai prezentat poți susține proba de examinare teoretică. În ceea ce privește proba practică, în continuare suntem cu cele 4 locații, municipiu, reședință de județ, ca regulă și variantă pentru orice candidat, indiferent de domiciliu, și cu titlul de excepție, Fălticeniu, Rădăuțiu, Câmpul Lungu. Astfel încât, în aceste condiții, perioada de programare pentru municipiu, reședință de județ este de 2 luni jumătate și de 5 luni pentru celelalte locații de examinare. În luna ianuarie anul trecut au fost emise 3188 de permise de conducere. De menționat este că la data de 13 februarie 2019, numărul total al posesorilor de permise de conducere în județul Suceava era de 242.642 de persoane.